Un nou scandal mocnește în rândurile liberalilor hunedoreni, scoțând de la suprafață tensiunile și nemulțumirile unor membri cu multă experiență și vechime în partid. Conducerea centrală a partidului a validat ieri la București listele de candidați la alegerile parlamentare ale PNL, filiala Hunedoara. Pe primul loc, printre singurele eligibile la Camera Deputaților, este lidera partidului în județ, Vetuța Stănescu, despre care unii liberali consideră că nu are ce căuta în Parlament, deoarece sub conducerea ei partidul mai mult a pierdut decât a câștigat. Din această cauză, Marius Mutulescu, președintele seniorilor liberali din județ, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că nu o va susține pe Vetuța Stănescu la alegerile parlamentare și că aceasta nu ar fi trebuit să candideze pentru un nou mandat. Nu retractez. Deci? Ce-am spus, e o chestie care mi se pare normală și corectă. În momentul în care conduci niște alegeri și le-ai pierdut, să-ți asumi răspunderea, să faci un pas înapoi. Pe mine mă deranjează faptul că nu faci un pas în spate în momentul în care ai pierdut niște alegeri și ai luat niște scoruri catastrofale. V-ați gândit să vă retrageți din PNL? Deocamdată n-am luat în calcul problema asta, dar nu sunt omul care să mă agăț de o funcție sau de altceva. La ce vă așteptați după o astfel de declarație? La nimic. La ce să mă aștept? Este opinia mea, sunt într-o țară liberă în care fiecare își exprimă opinia în mod liber. Marius Mutulescu își mai argumentează decizia de a nu o susține pe Vetuța Stănescu la alegerile parlamentare prin faptul că ea, în calitate de lider al liberalilor hunedoreni, nu și-a respectat propria hotărâre de a candida la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, că în mandatul ei a reușit performanța de a pierde 6 primari și 3 parlamentari care au demisionat din PNL și, în plus, dacă în mandatul trecut PNL a avut 15 consilieri județeni, în mandatul actual, în urma alegerilor locale, PNL are doar 7 consilieri județeni, a mai menționat liberalul Marius Mutulescu legat de performanțele Vetuței Stănescu, care, în ciuda rezultatelor slabe, și-a asigurat un nou mandat în Camera Deputaților.